Bun găsit, stimați telespectatori, sunt Viorel Dinescu, vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Confluență. Îl avem ca invitat pe domnul Cristian Dragoș Căldăraru, directorul Muzeului de Istorie Paul Păltânea, așa, din Galați, și care îi spunem bine ați venit în emisiunea noastră, domnule director. Vă mulțumesc pentru invitație. Noi am mai făcut o ispravă nu de multă vreme. Am prezentat la postul de televiziune Hortensia Papadat Benzeu în Oglinda Timpului, așa o emisiune, zicem noi, consistentă, și de unde ați aflat lucruri interesante de la domnul profesor Cristian Dragoș Căldăraru, directorul Muzeului de Istorie. Și iată încă o ispravă, să numim, din nou, nu? Și de asta dată, așa, domnul director a reușit să tipărească, știu, acest volum foarte interesant, așa, Muzeul Cuza Vodă din Galați, 24 ianuarie 1939, o recuperare istorică. Această carte a apărut la editura Muzeului de Istorie din Galați, poartă data 2020, deși a apărut în 2021. Să sperăm că nu e nicio coincidență cu, știu eu, propunerele de la Jocurile Olimpice, nu, care s-au reluat datorită pandemiei și au rămas anul 2020. Facem o glumă acum. Nu e nicio glumă. Da, da. Înseamnă că e aceeași latură, nu? Sigur. Da. Din păcate. Mai întâi, haideți să vedem cât a fost de anevoios, să nu spunem greu, să tipăriți o astfel de carte, care este o carte care face, știu eu, cinste nu numai autorului ei, Cristian Dragoș Căldăraru, ci municipiului nostru, al Galațiului. Așa este, așa cum vă am amintit cu câteva luni în urmă când am prezentat lucrarea despre Hortensia Papada Bengescu, lansată la Muzeul Hortensia Papada Bengescu de la Ivești. Pe finalul emisiunii de atunci v-am spus că urmează să nu să publicăm, ci să prezentăm publicului gălățean. Atunci doar ne-ați atenționat. Da. Dar nu era o siguranță de 100%. Nu știam momentul în care vom reuși să lansăm și acest volum, care, într-adevăr, e realizat în 2020. Era dedicat împlinirii celor 200 de ani de la nașterea lui Alexandru Ioan Cuza. Deci 1820. 2020. Da. Născut în martie, 20 martie 1820, și evident că în martie 2020, 1820 născut 1820, da. Alexandru Ioan Cuza, ar fi trebuit această carte să fie prezentată publicului și lansată chiar de ziua domnitorului, când se împlineau cei 200 de ani, numai că, așa cum știm, martie 2020, ca multă lume din Europa sau din întreg mapamundul, am intrat în zona de pandemie și aproape inexistente, putem spune, au fost activitățile și acțiunile nu numai a muzeului nostru, ci a tuturor instituțiilor de cultură și muzeale din România. Iată că această carte este lansată de curând la muzeul nostru și dată publicului spre cercetare, pentru că este o carte de documente.
am dorit să ofer specialiștilor, dar nu numai, aproape tot ceea ce s-a scris, spun aproape, pentru că am cercetat peste 1100 de documente, unele edite, altele inedite, pe care le-am prezentat în această lucrare. Cât timp v-a luat pregătirea pentru tipar și, sigur, documentarea? Documentarea a durat din 2017 și s-a terminat în 2020, la sfârșitul anului, era gata de... De tipar, bun de tipar, da. Exact. Da. În ce tirare ați tipărit? Doar 50 de exemplare. N-am avut cum să... N-am avut fondurile necesare pentru... Nu pentru că era foarte greu de suportat efortul financiar, dar suntem într-o perioadă în care trebuie să drămâim fiecare bănuț al instituției și atunci am preferat să scoatem într-o primă fază numărul acesta de exemplare. Da, haideți să ne uităm un pic în urmă și o să ne întoarcem la carte, așa, care e foarte interesantă. Am foletat-o și eu între timp. Iată, stimați prieteni, mi-a adus domnul director Cristian Dragoș Căldăraru un exemplar din Acțiunea, de fapt o copie din gazeta Acțiunea. Este vorba de numărul 2594, anul al 10-lea, vineri 27 ianuarie 1939. Spre curiozitate, prețul unui exemplar, un leu. E vorba de un leu de atunci, nu de atunci, leu. Care și leu era foarte puternic atunci. Da. Gazeta se deschide cu articolul Galație și 24 ianuarie 1939, inaugurarea casei Cuza Vodă, impresionanta festivitate a avut loc într-un cadru măreț. Și avem aici discursul domnului rezident Victor Cădere și discursul domnului ministru Țonei, bine, sunt și alte discursuri, și privitor la inaugurarea casei Cuza Vodă, am să citesc un pic de aici, după două fraze și după aia o să completați dumneavoastră. Sigur. Da? Deci ziua, citam, ziua de 24 ianuarie a fost pentru noi o mare sărbătoare. Am sărbătorit unirea și am inaugurat locașul în care s-a desăvârșit unirea. Casa Cuza Vodă, reclădită grație muncii depuse de câțiva oameni de bine ai orașului nostru, în frunte cu domnii general Linte și colonel Rațiu. Inaugurarea a fost făcută în cadrul unei deosebite solemnități la care a luat parte o numeroasă asistență, din care s-au remarcat, iată, excelența sa, domnul rezident regal Victor Cădere, cu doamna domnul Țonis, subsecretar de stat la Ministerul Educației Naționale, generalul Sotir Dumitrescu cu doamna și așa mai departe. Deci, iată, evenimentele vreme consemnate în Acțiunea, gazeta care a fost, știu, reluată ca apariție după 90. 1990, da. Seria nouă, bănuiesc că s-a dorit să fie. Da, sigur. Avem niște discursuri aici și, iată, mai... avem răspunsul domnului rezident regal Victor Cădere, un tedeum la Catedrala Orașului de 24 ianuarie și avem și chestiuni de ultima oară. Ați inclus în cartea Muzeul Cuza Vodă din Galați, 24 ianuarie 39, o recuperare istorică și tot ceea ce s-a publicat în ziarul Acțiunea, nu numai cu prilejul
inaugurării Muzeului Gălățean, ci toate lurele de poziție a unor personalități marcante din viața publică, politică a județului Covârlui și nu numai. De ce? Probabil se întreabă mulți de ce trebuia această carte să fie publicată. Da, vreau să vă întreb eu cum v-a gândit, dar de fapt v-am întrebat cum v-a gândit da. Carta. Era necesar de a se aduna la un loc toate documentele, unele din ele, așa cum spuneam, edite, altele inedite, pentru a se crea o imagine cât de cât completă a ceea ce a însemnat casa familiei Cuza din Galați, ce s-a întâmplat cu membrii ai familiei Cuza, ce s-a întâmplat cu personalitățile sau persoanele care au răspuns favorabil atunci când s-a pus problema de a se recupera casa familiei Cuza în perioada interbelică, așa cum știm, casa fusese, ajunsese pe mâinile unui negustor din Iași, Adolf Teitler. A urmat după 1920, când imobilul a intrat într-o decădere aproape totală, fiind transformat în han, un hotel de moravuri ușoare. Ea a fost închiriată. A fost închiriată, a fost vândută mai întâi de către Elena, de către Elena Cuza, avea nevoie de bani și către finalul secolului al XIX-lea încerca să vândă parte din proprietățile pe care le avea pentru a subvenționa și a-și onora promisiunile și pentru gălățeni, pentru că luna, anual aducea un venit de 1000 de galbeni pentru spitalul Elisabeta din Galați. Și iată că și acest imobil al familiei Cuza a fost vândut unui fiu al fostului, al primului primar Ion Vizu, fost director și profesor al primei școli publice din Galați, deschis la 1832. După momentul divorțului doctorului Vizu, proprietar al caselor familiei Cuza, la partaj soția sa, Pulcherea, primește partea care i-a fost hotărâtă prin instanță, dar și de către doctorul Vizu, exact această locație, acest imobil, format din două clădiri, e vorba de clădirea principală, casa familiei, legată de câteva culoare și dependințe de casa servitorilor. Da, tot ați vorbit de Elena Cuza, iată, ați ales foarte bine un citat pe care îl prezint telespectatorilor. Cităm, deci, dintre probele de iubire și de recunoștință care îmi vin din toate unghiurile țării, niciuna nu putea să mă înduioșeze mai adânc ca aceea a locuitorilor din Galați. Iubitul meu soț a fost mult timp cetățeanul acestui oraș în care avea mulți prieteni. Deci locuitorul Galațiului, deci cam cât timp a fost, dacă vă aduceți aminte, dacă nu? Păi, aici s-a stabilit familia după 1830, deci ar fi trebuit ca, iată, Alexandru Ioan Cuza, la momentul respectiv, să aibă în jur de 10 ani. Cred că erau trei copii, nu? Erau trei copii, doi băieți și o fată. Mama o chema? Sultana, da? Da. Pe tată Ioan. Ioan, da. Fratele Alexandru Ioan Cuza, născut în 1820, pe 20 martie, fratele său Dimitrie, mai mic ca vârstă, și sora cea mică, tot Sultana, care
mă rog, se știe sau se vorbește foarte puțin, sunt foarte puține lucruri despre, spuse despre sora cea mică a familiei Cuza de aici, de la, de la Galați. Ceea ce ați citit mai devreme, mesajul acesta pe care l-ați citit și scris de către principesa Elena Cuza, principesa l-a rostit în momentul, la momentul înmormântării la Ruginoasa a principelui Alexandru Ioan I Cuza. Și am ales, am avut mai multe variante de text și mi s-a părut mai interesant acesta. Dai, la... Dai, patruzător, da. Iar o secundă, deci din 1830, să spunem, Cuza a locuit cu intermitențe pentru că a plecat și la școlile din Iași și apoi în străinătate la Paris, dar până în 1859 aici a locuit, până în toamna anului 1859 aici a locuit, fie cu familia, dar și cu soția sa, principesa Elena Rossetti, devenită Elena Cuza, căsătoria lor producându-se în aprilie 1844. Au locuit în aceeași casă și Elena și Cuza, Elena și Alexandru, dar și părinții, Sultana și Ioan. Da. Tatăl său a murit de epidemie, a fost infectat și a murit în jurul anilor 1848. Rămânând Alexandru și după moartea fratelui său, Dimitrie, rămânând alături de mama sa, văduva Sultana Cuza, singurii proprietari ai acestui imobil din Galați. De fapt, Elena Cuza în 1881 se afla la Paris, îi comandă și un bust al lui Alexandru Ioan Cuza, făcut de Garnet, parcă. Garnet, și este primul bust făcut de către români, pentru Cuza, cu aportul, evident, financiar al Elenei Cuza. După terminarea acestei opere de artă, bustul a fost adus, se făcut în bronz și a fost amplasat pe frontispiciu școlii numărul 5 de băieți din Galați, care a primit între timp primise și numele de școala Cuza Vodă. A rămas acolo până la momentul... Unde e acum bustul? Bustul a fost, după demolarea școlii, el a fost recuperat și este în fața muzeului Cuza Vodă din Galați. De unde a fost ascuns? Că, de exemplu... O perioadă de timp a rămas în depozitele muzeului Gălățean, după care a fost amplasat pe un soclu chiar la intrarea în... Și asta după 1948. Dacă, de exemplu, la Dumbrăveni, unde este un alt bust. Ionescu avea bustul lui acolo, da. L-au luat, l-au ținut în niște magazii, au făcut un clopot din materialul din care era... Din fericire, bustul lui Cuza a scăpat de mânia și furia unor oameni. Unor oameni neoameni. Culți, în ghilimele. Nu neapărat, da. Da. Sigur că au consemnat ființarea casei Cuza Vodă și alte gazete, nu, din țară. Iată, mă gândesc la gazeta Adevărul, nu? La precizările pe care le face Nicolae Iorga. Sigur. Așa, privitoare la... Dacă vă mai amintiți ceva de, știu, prin cuvântul lui Iorga, ar fi interesant. În primul rând, trebuie menționat faptul că în perioada interbelică, până la momentul în care Iorga vorbește și despre Casa Cuza, dar și despre muzeu, El pleda, de exemplu, în 1906, el pleda foarte puternic pentru acele muzee regionale și școlare. Județene, da. Și a și publicat un articol în acest sens.
Dar trebuie menționat faptul că în momentul în care s-a pus problema... Dar asta avea și un scop. Pentru că toți cei care vizitează muzeile, fie din țară, fie din străinătate, să ne cunoască și istoria. Să descopere, știu eu, locurile, să descopere istoria, sigur că da. Da. Revin, iată, Iorga primește în perioada interbelică primește solicitarea din partea unor personalități, fie din Galați, fie din București, de a se exprima și a da un punct de vedere vis-a-vis de transformarea casei familiei Cuza din Galați în muzeu. Erau trei căi, haide să le prezentăm dacă vreți, da? Iată, deci o cale, sau cea mai înaltă școală strânge lucrurile prin profesori, deschide câteva odăi pentru muzeu și îndeamnă pe școală a face pază. Așa, după aia, sau orășeni se aleg și aleg un comitet din persoane cu sentimente bune și înțelegere mai multă. Sau Ministerul de Instrucție face o lege prin care impune școlilor înalte din reședință de să proceadă astfel, ajutându-le întâmplători și numind un inspector al muzeelor, care în același timp și el chiar se oferea să fie numit inspector al muzeelor pe țară, fără să fie remunerat. Da. În continuarea articolului pe care l-ați... Dacă ministerul de atunci, mă rog, actual, sau oricare urmaș al său ar fi, e gata să adopte această din urmă, care mă ofer cu totul gratuit pentru acest loc de inspector, a spus bine. Așa, de ce a fost, iată, prins în această lucrare și citatul acesta din articolul lui Iorga? Pentru că îndemnați unii dintre profesori sau învățători de acest apel al lui Iorga, și avem un caz concret aici și la Galați, e vorba de profesorul, institutorul și directorul școlii numărul 6 de băieți din Galați, care, adunând diverse obiecte din zona de istorie, de zoologie, deci aria era destul de vastă, într-o sală de clasă de la școala numărul 6, propune Ministerul Instrucțiunii Publice să acrediteze la Galați Muzeul Regional Școlar de la școala numărul 6 de băieți, condusă de către Paul și Ecaterina Pașa. Practic, iată, e un alt început pentru muzeul care se va realiza mai târziu în imobilul familiei Cuza. De ce spun este încă un pas? Pentru că în momentul în care Veaurechea donează gălățenilor biblioteca extraordinar de importantă pentru locuitorii Galațiului, spune la un moment dat că alături de cărți sunt și o serie de obiecte care pot fi așezate într-o sală de muzeu. Și chiar așa a și fost în momentul în care biblioteca donată de Urechea a fost dusă și păstrată provizoriu în cadrul liceului Vasile Alexandrii de atunci din Galați. Două săli au fost folosite și pentru expunerea unor documente, a unei colecții numismatice, a unor lucrări excepționale de artă pe care Urechea le-a donat alături de bibliotecă, le-a donat gălățenilor. Evident că se căuta la vremea respectivă, la sfârșit de secolul XIX, o soluție și pentru un imobil pentru această bibliotecă donată și înființată aici la Galați după 1890. Prin urmare, un prim pas, să spunem, a venit din partea
lui Urechea cu înființarea unui muzeu. Al doilea pas concretizat și care a fost și agreat de către Ministerul Instrucțiunii Publice a venit din partea institutorului Paul Pașa, care în 1814 primește acreditarea și dreptul de funcționare a acestui muzeu. Iar în perioada interbelică au fost foarte multe dispute pe tema transformării casei lui Cuza în muzeu și aducerea ca un prim lot de obiecte muzeale prin donație, pentru că așa a hotărât Paul Pașa, Paul și Ecaterina Pașa, tot ce au strâns ei în cele două săli de clasă la școala numărul 6 de băieți din Galați să fie donate noului muzeu înființat, Muzeul Alexandru Ioan Cuza din Galați. Vorbeam de Iorga mai devreme și spuneam că a avut o replică și totodată un răspuns care nu a fost pe placul gălățenilor, dând verdictul că casa lui Cuza nu poate fi transformată în muzeu. Asta se întâmpla în perioada, în deceniul 3 al secolului 20, motivat de faptul că pot intra în categoria monumentelor istorice doar acele imobile care au cel puțin 100 de ani de la ridicarea lor. Cum nu se știa la vremea respectivă, cum nu se știe nici astăzi, de fapt, dacă această locuință a familiei Cuza a fost ridicată de familia Cuza la sfârșit de anii 1829-30 sau a fost cumpărată de Ioan Cuza la sfârșit de tatăl domnitorului, la sfârșit de anii 1829-1830, nu avem nimic scris. Iorga a spus însă, dacă această casă ar avea 100 de ani și am ști exact că ea a fost construită cu 100 de ani în urmă, cu siguranță voi fi primul care voi face solicitarea pentru includerea în lista monumentelor istorice. Era o legislație dată pentru monumentele istorice încă de pe la 1880-1890 și regulile erau foarte stricte și rigide ce anume putea să facă parte sau să fie agreat de a face parte din categoria monumentelor istorice. După 1930 lucrurile au început să Ca o precizare, de fapt, Nicolae Iorga a fost deputat de Covurlui. Și el, la un moment dat, în 1928 apărea calendarul cultural chiar în comună la mine, la Jorăști, așa, și știu că a avut un articol, deci în calendarul cultural, cu titlul, dacă țin eu bine minte, Covurlui și Covurluieni, unde lăuda pe cetățenii județului, Covurlui de atunci, așa, și scotea în evidență multe trăsături ale oamenilor covurluieni. Aș vrea să precizați, știu, metoda, modul de răscumpărare a casei Cuza, pentru că la un moment dat se pierduse. Știu că s-a înființat o asociație, Alexandru Ioan Cuza, nu? Cine s-a ocupat de așa? Înainte de această poveste, vreau să vă fac cunoscut că Pulcherea, fosta soție a doctorului Vizu, căsătorită cu colonelul Izvoranu, deci numele de Pulcherea Izvoranu, cunoscută ca proprietar de la începutul veacului, la sfârșitul veacului 19, început de veac 20 a casei Cuza, face o solicitare și propune comunității gălățene, primarului Galațiului, ca să facă un efort financiar și să cumpere această carte și această casă și să o transforme într-o bibliotecă și muzeu.
Răspunsul a fost sec al Consiliului Local de atunci, vorbesc aici de anul 1906, în care consilierii locali de la primăria Galați au hotărât că primăria nu are bani pentru așa ceva și deci nu poate fi achiziționată casa familiei Cuza. Dar mai departe, Pulcherea Izvoranu, pentru că avea mai multe proprietăți și avea nevoie de bani, a închiriat casa lui Grigore Trancuiaș, care s-a stabilit aici, la Galați, în 1907. S-a stabilit, a luat cu chirie această casă și a familiei și demn de... Era profesor de contabilitate. De contabilitate, sigur. A făcut cursuri, a făcut școala de contabilitate. Un om extraordinar. A fost pentru cultură și cel care a promovat ideea aceasta de transformare a casei familiei Cuza într-un muzeu. Mai mult decât atât, Grigore Trancuiaș organizează în Sala Mare. De fapt, el nu era gălățean, venea de la Târgu Frumos. De la Târgu Frumos, dar aici a deschis ochii și a făcut cursurile școlilor. Deci 1902 era totuși. Da. Da, dar în casă a intrat în 1907. 1906, da. 6. Da? Da. Ei, aici, iată, este și o imagine pe care Grigore Trancuiaș o prezintă casa în interior în perioadele în care se organizau nu numai de 24, ziua de 24 ianuarie, ziua Unirii, ci și în alte momente importante ale vieții noastre culturale, cenacluri literare în incinta casei Cuzavodă. Ei bine, Trancuiaș pleacă din Galați, accede la alte funcții în statul român și casa a fost închiriată liceului de fete Mihail Gogălnicianu. Începe războiul, casa este evacuată și după război, imediat, familiei Cuza din Galați este vândută de către Pulcherea Izvoranu, este vândută unui negustor din Iași, așa cum spuneam mai devreme, Adolf Teitler. Nu locuiește aici. Adolf Teitler transformă casa familiei Cuza în han mai întâi și apoi în hotel royal, un hotel de moravuri ușoare. Ajunge la un moment dat, în anii 30, 1930, aproape de ruină, fiind închiriate unor familii nevoiașe din Galați. Se hotărăște, după moartea lui Teitler, Adolf Teitler, familia din Iași hotărăște să scoată la vânzare. Însă mai înainte de acest lucru, primăria Galațiului se gândea, prin consilierii locali de atunci, se gândea să demoleze casa și să facă un parc dedicat memoriei și o statuie să o ridice în incinta acestui mic parc pe locul caselor familiei Cuza. S-a renunțat la această idee și poate pentru că presiunea opiniei publice a fost foarte mare, în sensul că se dorea transformarea, cumpărarea imobilului, repararea lui și transformarea lui într-un muzeu. Au fost dispute și discuții abrice în cadrul comunității gălățene, la nivel de primărie, la nivel de prefectură, privind cumpărarea casei, în primul rând. Suma era... Cristache Teodoru a fost unul dintre primarii care... Și Emil Codreanu. Da, nu? Care... Era disputa chiar între ei. Era o dispută între cei doi primari în legătură cu bugetul pe care urmau să-l aloce fie cumpărării imobilului și a
apoi reparării lui, fie pur și simplu cumpărării acestui imobil și apoi să vadă de unde ar putea să atragă fonduri pentru reparațiile ce urmau să fie făcute. Cred că interese politice. Evident că făceau parte, cei doi făceau parte din partide politice adverse și în presa vremii, în presa gălățeană, dar nu numai, au apărut foarte multe materiale în perioada aceasta privind disputa dintre partizanii lui Codreanu și cei lui... Dezinformau, nu? Absolut. Mai mult decât atât, în perioada respectivă au apărut și unii, așa ziși, ziariști istorici, dar care doreau să fie de o parte sau de alta a taberelor din primărie și au lansat un zvon, la un moment dat, unul din ziariști din Galați, este anonim că nu se semnează pe articolele pe care le-au apărut tot în ziarul Acțiunea. Urmărul că regea Dacheanu nu trebuia să semneze. Exact. Și în care se afirma că, de fapt, casa aceasta pe care toți gălățenii doresc să fie transformată în muzeu de istorie, de fapt, nu este casa familiei Cuza. Alexandru Ioan Cuza, se preciza în acel articol, era tot pe strada Cuza, dar la câteva numere distanță de... Aici. Și aici a intervenit însă dând și documente de arhivă. Da, numai că... Ne-ar interesa care a fost atitudinea lui Nicolae Iorga, care era președinte la Comisiunea Monumentelor Istorice, pentru că scrisorile se duceau spre această comisiune. Deja Nicolae Iorga se pronunțase la, așa cum spuneam, în deceniul 3 și începutul deceniului 4, în sensul că această casă nu poate fi transformată în muzeu pentru că nu este monument istoric. Dar, spunea Iorga, comunitatea gălățeană poate să, așa cum preciza în acel articol despre muzee, da? Comunitatea gălățeană se poate implica, poate să cumpere casa și poate ca această comunitate gălățeană să o transforme în muzeu, așa cum s-a și întâmplat de altfel câțiva ani mai târziu, în deceniul 4 al secolului 20. Însă, asta vreau să punctez. A primit chiar regele Carol al II-lea o scrisoare prin care se cerea să salveze casa Cuza. Da, a fost al lui Mihail Cotlaru, era profesor de la LVA, care trimite regelui Carol al II-lea o scrisoare atot cuprinzătoarea istoriei și cu rugămintea istoriei casei, dar și cu rugămintea de a se implica Carol al II-lea, așa cum se știa în epocă după venirea pe tronul României, Carol al II-lea s-a implicat în reacția tot ce... Asta voiam să întreb eu, care a fost reacția? Reacția regelui nu a venit direct de la rege, ci prin consilierii săi și răspunsul a fost acela că trebuie comunitatea gălățeană să caute soluții pentru a răscumpăra această casă și, evident, să o salveze și apoi să o transforme în muzeu. Lucrul acesta s-a întâmplat, așa cum știm, în 1937. Salvarea, ca în multe cazuri, a venit de la armată. Da. Dacă civilii n-au reușit să rezolve problema... Da, iată, am dat peste ceea ce spunea Victor Rațiu, despre care am vorbit. Colonel, era șeful de stat major al diviziei 21 din Galați, unde era și armata a doua tot aici, condusă de către generalul Gheorghe Linteș. Da, așa, iată, cităm pentru telespectatori. Dat fiind că și dumneavoastră, ca și noi, armata, suntem buni cetățeni ai acestei țări și indiferent de credința și năzuințe de ce am urmărit noi, ca indivizi, când nevoile țării ne solicită, dovedim valoarea noastră numai prin unire desăvârșită și prin perseverență atunci când luăm o hotărâre care are de scop fie apărarea țării,
fie completarea patrimoniului ei moral național, izvorul tuturor virtuților care garantează integritatea acestui pământ. Fie hotărârea dumneavoastră luminată de cel mai înalt patriotism. Foarte frumos încheie. Da, a avut foarte multe luări de poziție Victor Rațiu, colonelul Victor Rațiu, dar și generalul Linteș, în legătură cu răscumpărarea casei și apoi să se purceadă la refacerea ei sau reparația, că așa se credea la început, că poate fi reparată și apoi redată în circulație ca muzeu. Spuneam că în 1937 se începe acest proces de răscumpărare a casei. Se ajunsese la o sumă mult mai scăzută decât în anii 30. Și atunci Victor Rațiu se folosește, pot folosi acest cuvânt, de o manifestare la nivel național care a avut loc la Galați. E vorba de un congres național al contabililor din România. Al optulea, da, congres al contabililor, care urma să s-a derulat în aula școlii comerciale din Galați, școala Alexandru Ioan Cuza, astăzi Gării Colscu, Gării cu Carnabel. Este invitat și colonelul Rațiu și ia cuvântul acolo, la deschidere, și face o trecere în revistă atât a istoriei Galațiului, a istoriei familiei Cuza, a istoriei casei și a ceea ce s-a întâmplat după 1920, când casa, încăpută pe mâinile lui Adolf Teichler, a intrat într-o cădere și către o ruină amețitoare. După discursul care a durat aproape o oră a lui Victor Rațiu, în aplauzele tuturor participanților de la acest congres, înainte de a părăsi lucrările congresului care urmau să se desfășoare pe secțiuni, primește mesajul că toți participanții la acest congres au hotărât să doneze imediat suma de 100.000 de lei, o sumă extraordinar de mare la vremea respectivă, pentru începerea procedurilor de răscumpărare a casei. Pasul următor pe care l-a făcut Victor Rațiu împreună cu generalul Linteș a fost acela de a înființa o asociație, pentru că banii trebuiau duși undeva, o asociație care să adune banii, adune fondurile și apoi să le facă Cuza, nu? Poftim? Să poartă numele Cuza. Și Cuza, evident, asociația s-a numit Casa Cuza Vodă. Așa s-a pornit la drum. Așa au început să fie strânse aceste fonduri. Se reușește. Un rol important l-a avut și Paul Pașa, care a promis că în condițiile în care casa familiei Cuza va fi transformată în muzeu, va transfera și va dona întregul patrimoniu pe care e evaluat la vremea aceea la 5 milioane de lei, îl va dona noului muzeu Cuza Vodă din Galați, care se dorea un muzeu regional, un muzeu de istorie regional. Se reușește într-un final, după lungi discuții, se reușește ca casa să fie răscumpărată de la urmașii lui Adolf Teichler, se perfectează absolut toate formele legale la tribunalul din Galați, o listă foarte mare de nume care participă nu numai ca membri ai asociației Casa Cuza Vodă, dar și cu contribuții substanțiale pentru a se strânge suma de bani pentru a se cumpăra această casă. E bine, casa este cumpărată la sfârșitul anului
1937, devine sau vine în proprietatea Asociației Casa Cuza Vodă începând din 1938 și de aici începe greul, practic. Pentru că s-a cumpărat casa, dar urma să fie și reparată, restaurată și acolo s-au lovit principalii artizani ai acestui proiect de mari, mari greutăți. Pentru că, așa cum spune Victor Rațiu, în martie 1938, când spune, s-a tras prima lopată și cazma la refacerea, el fiind militar, arăta ca și cum era în război și s-a declanșat ofensiva pentru această casă. Da. Știți că în 1908 Barbu Nemțeanu în gazeta Pagini Libere face afirmația Galați, oraș cumplit de negustori. E, iată, vine doctorul Braunstein, Pedro, așa, și care spune că Galați nu trebuie să fie oraș cumplit de negustori și așa va fi. Am și surprins acest pasaj a doctorului Braunstein. De altfel, aș vrea să revin un pic, foarte pe scurt. Toți cei care s-au atașat de ideea aceasta a transformării caselor lui Cuza din Galați în muzeu și în perioada interbelică, și înainte de perioada interbelică, au ținut foarte mult la numele familiei Cuza, la personalitatea, la tot ceea ce a făcut Alexandru Ioan Cuza pentru nația română. Dând deoparte celelalte lucruri care nu țineau efectiv de domnie sau de personalitatea lui Cuza. Iată că Grigore Trancu Iași reușește să îl oprească din entuziasmul său pe Cincinar Pavelescu, participând la una din seriile culturale la Galați aici, la Casa Cuza Vodă, și în care Cincinar Pavelescu spune la un moment dat în versurile sale, mi-e dor, după ce participase, mi-e dor să vin la Vila Cuza, în vinul său să-mi moi buza, ca să mă inspire muza. Un pic deranjat Grigore Trancu Iași de ceea ce vorbea Cincinar Pavelescu despre Vila Cuza, despre casă, care era o atingere și la memoria lui Cuza. El făcea curte cu Iva, unui domnișor. Exact. Și atunci Grigore Trancu Iași îi spune lui, îi trimite un catren lui Cincinar Pavelescu la Sinaia și spune, e prea dinastic Cincinat, el fiind monarhist, și a uitat complet de Cuza. Pe când a fost pe la palat, în strada Carol Catămuza. E vorba de o iubire de a lui Cincinar Pavelescu de pe strada Carol din Galați și el de câte ori venea la Trancu Iași și locuia în casa, invitat de către Trancu Iași și locuia în casa Cuza, se întâlnea cu muza sa de pe strada Carol din Galați. Ceea ce nu înseamnă că îl purta lemnul iubirii special la Galați. Nu, era una din, să spunem, muzele poeziei sale. Da. Și să trecem din momentul acesta, martie 1938, când s-au început lucrările de consolidare a casei și se constată un lucru extraordinar în momentul acela, pentru că s-a demolat o parte din ziduri, s-au demolat o parte din zidurile ruinate ale casei și s-a găsit la o verandă pentagonală din fața casei, s-au găsit cărămizi cu ștampilă 1897. Ei bine, s-a considerat în momentul acela că
această casă și tot ceea ce ținea de, cu dependințele sale, nu este casa veche a lui Cuza și că ea trebuie să fie demolată și ridicată pe amprenta veche a casei. A fost o eroare din partea celor care se ocupau de restaurarea casei. Spun o eroare pentru că în arhive sunt documente din care se arată că verandele, cele două verande pentagonale au fost refăcute în 1897 și în perioada aceea cărămizile, ca multe alte perioade, aveau și ștanța anului când au fost fabricate. Mai mult decât atât, este și sunt scrisorile pe care le primește Victor Rațiu în perioada în care aduna material pentru muzeul Casa Cuza Vodă și totodată se interesa cum erau camerele din interiorul casei Cuza Vodă din Galați și în două din aceste scrisori sunt pomenite picturile din interiorul casei. Ori, aceste picturi cu cifrul lui Cuza, cifru așezat prin niște elemente decorative pe care au fost păstrate din fericire, le-am găsit într-un beci din casa Cuza, unde erau mai multe materiale de arheologie, erau și cele patru elemente decorative cu cifrul lui Cuza pictat. Ori lucrul acesta nu se putea realiza când? În timpul domniei lui Carol I. De ce? Pentru că, și vin și cu argumentul, casa a fost reparată și restaurată în timpul domniei lui Cuza între 1864-1865, când mama lui Cuza solicită domnitorului refacerea și reparația casei. Iar primarul de atunci al Galațiului îi dă sarcină inginerului șef Gruber, Iosif Gruber, să întocmească un referat în care să arate ce deficiențe are casa și ce ar trebui să facă la această casă. Documentul acesta este prezentat și aici, da, inclusiv cu acele picturi. El fiind deja domn al Principatelor Unite, apare cifrul cu corana princiară, așa cum în toată perioada epocii sale de domn a apărut nu numai pe pictură, ci și în lucrări sau diverse... Sunt multe de spus, așa, cartea este destul de bogată în informații. Telespectatorii noștri o pot găsi la Biblioteca Via Ureche sau vin la Muzeul de Istorie. La Muzeul de Istorie, cei care doresc o achiziție, mai sunt câteva exemplare la standul nostru, la vânzare, dar și la Biblioteca Via Ureche, unde a fost donat... Ar fi păcat să nu aibă, știu, gărățeni în casele lor, pentru că aici avem istorie, aici avem o carte, știu, realizată pe gusturile, ultimele gusturi, cum s-ar spune. Și se cuvine să spun totuși câteva nume care au contribuit la realizarea acestei cărți, în afară de autorul... Și pentru care le mulțumesc tuturor celor care s-au... Cristian Dragoș Căldărău, deci aș aminti așa, pe profesorul dr. Virgil Nistru Țigănuș, nu, în calitatea lui de consilier editorial, apoi pe doamna Constantina Arion Căldărar, apoi... Avem aici pe cei care s-au ocupat de redactarea și tehnoredactarea cărții. Sigur. E vorba de Ovidiu Nedu și Alexandru Șeitan. Ovidiu Cristian Nedu. Da. Așa. Și cei care, evident, s-au ocupat de culegerea textelor, sunt mai mulți colegi de-ai mei care s-au ocupat de culegerea textelor. Doamna Mila Plugaru, Liliana Palade, nu? Da. Cristian, dar nu facem publicitate, cartea și așa este venită în sprijinul publicului. Aș remarca și faptul că vă pricepeți și la coperte de cărți, deci sunteți copertist, după câte îmi dai seama. Acum, în afară de cei pe care întreacă, i-am numit așa,
cred că se cuvine să aducem elogiu și Consiliul Județean Galați. Fără de care? Prin domnul președinte Costel Fotea. Costel Fotea și primării Galați, prin domnul primar Ionuț Puchianu, oameni care fac lucruri foarte serioase și care sprijină cultura în această zonă, așa cum o fac alții în alte zone ale țării. Deci se cuvine să mulțumim și primăriei și Consiliului Județean și să sperăm că o să aibă în continuare ideea de a sprijini cultura în zona Galațiului. Cu siguranță. Sigur, sunt foarte multe lucruri de spus. A mai apărut o carte a lui Constantin Clit, parcă. Costin Clit. Costin Clit, e tot din zona aia, bine, da. Așa? Da. Un hușean și un istoric desăvârșit. Da, pe care o știu. Și pe care abia aștept. Editura noastră a editat-o și urmează să fie lansată cu binecuvântarea în al preasfințitului arhiepiscop al Dunării de Jos, preasfințitul dr. Casian Crăciun, da. Care mi-a permis ca această carte, fiind o carte de documente legate de mănăstirea Sfinții Voievozi Metoc, peste 80 documente inedite despre această mănăstire de secolul XVIII și XIX, documentele. Iată că ele sunt adunate într-un volum și scoase la editura noastră. Cartea va fi lansată chiar în incinta mănăstirii Sfinții Voievozi Metoc de aici, din Galați. Vreau să fie câteva multe lume, printre care, cu siguranță, care să nu absentez eu. Da. Da, da. Domnule director al Muzeului Cuza Vodă din Galați, domnule profesor Cristian Dragoș Căldăraru, mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-a spus și în emisiunea de astăzi. Vă așteptăm și cu alte surprize pe care, dacă vreți, ne le puteți anunța de pe acum. Sigur. Care țin de carte, bineînțeles. În afară de carte? Nu, care țin de carte. Care țin de carte. Păi, avem în pregătire încă un volum care despre suferința unor prizonieri de război din primul război mondial și totodată o să apară la editura noastră, în parteneriat cu editura Academiei Române, o altă lucrare dedicată tot așa suferințele prin care a trecut un ofițer german făcut prizonier în URSS în al doilea război mondial. Nu de conspirați așa, atât. Da. Cartea va fi, cred că cei de la editura Academiei ne vor trimite cu siguranță la mijlocul lunii august. Și sperăm, pentru că editor este domnul academician Victor Spinei, vicepreședintele Academiei Române, sperăm să fie lansarea aici și la Galați. Și câteva exemplare vor fi trimise și în Germania pentru familia celui care a suferit în... Da, poate vin la lansare, știu, membrii familiei. Nu știm. E pandemie. Nu, am presupus și așa. Da. Mulțumim domnului director, Cristian Dragoș Căldăraru, pentru participarea la emisiunea noastră. Vă mulțumesc și eu. Stimați telespectatori, sunt Viorel Dinescu. Până săptămâna viitoare, când ne vom revedea, numai bine și multă sănătate.